Sunt tensiuni majore la granița dintre România și Bulgaria. Transportatorii români acuză autoritățile bulgare de practici incorrecte. Este vorba despre controlele suplimentare care sunt dispuse în cazul transporturilor cu destinația Austria. Transportatorii români vor acum separarea României și Bulgariei pentru aderarea la Schengen. Conflict între transportatorii români și autoritățile bulgare la granița de la Ruse. Totul a pornit de la controlele suplimentare impuse de autoritățile de la Sofia în cazul transporturilor care se îndreaptă spre Austria. Transportatorii români sunt nemulțumiți de aceste practici pe care le consideră incorrecte și vor ca Bulgaria să nu intre cu granițele terestre în Schengen până când nu oprește aceste controle asupra camioanelor românești care duc marfă în și din Austria. Transportatorii se plâng de funcționarea netransparentă a noului sistem de coz virtuale de la PCTF, introdus de autoritățile bulgare în marea parcare de lângă Ruse. Recent spațiul a fost deschis după decizia municipalității de a închiria și a doua parcare construită pentru a crea o așa zisă concurență în oraș. Sindicaliștii din transporturi de la noi din țară au trimis o scrisoare oficială premierului român, ministrului transporturilor și celui al afacerilor externe, precum și ambasadorului României la Sofia, în care cer rezolvarea acestui tratament pe care îl consideră discriminatoriu. Totodată aceștia cer separarea aderării cu granițele terestre în Schengen a României și Bulgariei. Comisia Europeană a fost sesizată și ea de către Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, însă aceștia nu au primit un. responsa